Bună seara și pacea Domnului! Pacea Domnului! Am stat la amiază cu mai mulți frați și surori și tineri împreună și am ajuns la o concluzie. Că nu sunteți chiar așa de răi cum credeam. Dacă v-ați mai și pocăi, ar fi chiar în regulă. Acum, îmi place așa când mă întâlnesc cu cineva și mă recomand, zic, sunt diacob și tălmăcesc pe românește, înseamnă înșelător. Dar n-am crezut că să mi se întâmple și cum e numele, știi? Că la Iacob, socrul său i-a schimbat nu știu de câte ori sâmbria. Așa s-a întâmplat și aici la voi. Că aseară mi s-a spus să slujesc de dimineață și că după amiază e program cu tinerii. Și acum 5 minute am aflat că eu predic și după amiază. Nu e neapărat o problemă. E o problemă de imoralitate, dar asta e mai secundar. Da. Bine, așa că eu nu m-am gândit că va trebui să rezistați de două ori. Da. Dumnezeu să vă ajute. Hai să cântăm ceva, că când cânta David, mai plecau dragi. Știi, și mai cântăm și noi, poate mai pleacă. Cine știe, poate plecăm cu toții. Da. Dacă cineva își dorește o cântare, să facă un semn și o cântăm. A să fie așa o cântare, totuși, de viață, așa. Bine, mă. Și eu am aceeași fericire. Hai să lăudăm pe Domnul cu imnul Ce fericire îl am pe Iisus. Și tot ce are suflare să laude pe Domnul. Amin. Amin. Bine. ...387, zice. Verificați dacă e drept. Ar trebui să le știți pe de rost, dar slabă nădejde. Cum? Fugi, mă, de aici, că eu te verific cu alalte și tot nu le știi. Da? Da. Thank you.
dragii mei, scrie prorocul Ellen White că noi vom călători spre ceruri 3 zile și jumătate în unele interpretări, iar în altele 7 zile. Păi cu voi cântând în felul ăsta n-ajungem nici într-un secol în ceruri. Da. Da. Cred că pe îngeri umflă plânsul când ne apucăm noi să cântăm. Da. De deznădejde. Zi maestre 24, mărim pe Iisus, lasă SMS-urile alea, că îi scrii după slujbă. Da, zi 24, mărim pe Iisus prin cântare. Așa cu capul într-o parte, așa, zici că o plecat de acasă și când s-a apropiat de aici, de parcare, s-a căutat să își scoată portofelul, să plătească și își dă seama că și-a pierdut portofelul. Și zice, ai de mine, am pierdut portofelul și te dă jos din mașină și de năcaz că și-a pierdut portofelul, mai încearcă să mai așeze mașina în parcare și își lovește bara. Și ajunge la biserică și când trage ușa de nervos că și-a pierdut portofelul și și-a lovit bara, își trage ușa peste deget.
Și apoi stai aici și cânt așa de zici că îl apucă plânsul. Da, da. Râdeți voi, râdeți, dar nu-i de râs. Nu-i de râs. Bine. Mai cântăm o cântare? Da, mă? Hai să văd că n-am timp. De fapt, oamenilor le place mai mult când cânt decât atunci când vorbesc. Da. Cât ai zis? 253 pretutindeni cu Iisus, eu merg voios. Este câte un frate și zice, frate, zice, dumneata, mai bine să cânți decât să vorbești. E mai confortabil. Nu mă, că te încurc. Oh. Nu, las. Am cântat astăzi destul, nu? Bine, bine. Vă spun bună seara tuturor și fiți bineveniți în locul acesta peste care este chemat numele Lui Dumnezeu. Amin. Amin. Fie ca sâmbăta aceasta să capete cumva amintiri și scopuri din care eu și voi să prindem viață în credința pe care o mărturisim. Unul dintre poeții clasici români avea printre versurile lui și următoarele. A fost un vis, un vis frumos din cale afară, chiar prea frumos încât a trebuit să piară. Visul tău și visul meu de a câștiga viața veșnică este atât de frumos încât nu trebuie să piară. Dacă în cele de pe pământul nostru unele lucruri par să fie de vis și din cauza asta se nimicesc sau se prăpădesc, dorința mea și dorința voastră de a ne mântui e așa de frumoasă încât n-are voie să piară. Și aș vrea să purtați cumva
în sufletul vostru dragostea și nădejdea pentru acest lucru. Amin. Amin. În seara aceasta, că nu mai e după amiază sau cum vreți să o numiți, aș dori să facem un pas mai departe în încercarea de a vă ajuta, dacă pot, să vă îndrăgostiți de Cuvântul lui Dumnezeu. Un an am predat și omiletică la facultate, la studenți, și am vrut să le ilustrez ce înseamnă să predici Cuvântul lui Dumnezeu. Și în preocupările mele ca profesor, am adus în fața studenților două ilustrații prin care arăt ce ar trebui să se întâmple când auzi predicat Cuvântul lui Dumnezeu. Și vi le spun și vouă. Una din ele este în felul următor. Nu știu câți dintre voi ați fost pe la bunici sau ați fost un pic prin zona rurală a existenței voastre și v-ați jucat lângă vreun mușuroi de furnici. Te așezi așa, așa era când eram noi copii. Te așezai așa lângă mușuroi, spuneai așa capul într-o mână, luai un pai în mâna cealaltă și cu paiul tot te jucai așa pe găurile acelea de furnici și furnicile așa ieșeau afară, și se urcau pe pai și coborau și pe urmă făceam la alte gauri așa și furnicile ieșeau și ia se urcau înapoi și ori în șir ne jucam, ori în șir n-aveam nicio. Și furnicile n-aveau nicio problemă. Cam așa ne place nouă Cuvântul lui Dumnezeu. Să vină nenea cu un pai și așa, și merge, și până pe partea cealaltă, și iar intră, și iar ies. Și Domnul zice, o fost fain, așa da, zice. Și le spuneam studenților mei, viitorilor pastori, orice pastor care predică așa, e un rebut. Un pastor cum predică, sau un om, oricare ar fi el, cum predică Cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să fie cam în felul următor. Și studenții ridicau fața să vadă cum. Și zic, închipuiți-vă un soldat rus cu o cizmă de 48, că merge pe câmpul de bătălie încărcat cu mască de gaze, cu muniție, cu de toate și cu o mitralieră din aia mare așa, și calcă sau dă cu vârf odată în mușuroi cu cizma aia lui de 48 și împrăște tot mușuroi afară. Și eu să duce mai departe, nici nu-l interesează. Și apoi să vezi furnicile cum ies. S-a pune de treabă. Ei, de ani și ani de zile, peste mine și peste voi, trece paiul. Și o să murim așa. O să murim așa. A doua imagine pe care le-o dădeam la curs era, aduceam o găleată cu apă, puneam la curs și adunam de afară vreo 4-5 pietre. Prima era așa micuță, 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 mai mare, mai mare, mai mare, mai mare, mai mare și îi chemam așa în jurul găleții la curs și dădeam drumul la piatra aia micuță și când pica în găleată făcea plisc. Și zic, știți cine a predicat acum? Și cine? Zic, președintele diviziunii. După aceea luam o piatră un pic mai mare și dădeam un zuc. Eu am aștept cine a predicat. Ăștia deja începeau să se prindă la doilea an. Cine, frate profesor? Zic, acum a predicat președintele Uniunii. După aceea dădeam drumul la o piatră mai mare. Am știți cine a predicat? Și după aia îi ziceau președintele conferinței. După aia dădeam drumul la un om mai mare, cine a predicat? Pastor.
Ba, dădeam un ala mai mare, mai sănătoasă, zice, și vreun prezbiter din ăsta, mi-e cioplit. Da, 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 e bine. Și după aveam așa un bolovan, când îi dădeam drumul în găleacă, toată apa sărea afară. Zic, acum știi cine a predicat? Nu știu, domn profesor. Acum a predicat un profet. Și așa ar trebui să predicați voi când veți fi păstor. Săracul meu. Îl chinuie maică-sa. Că de altfel copilul ăsta cu minte. Da. Da. Sigur că noi așa de mult ne-am obișnuit cu predicatul ăla cu plisc. Că dacă ajunge vreun profet și dă drumul la apă pe noi, jal, zicem că se întâmplă ceva. Dar să nu uitați, scumpii noi frați, dacă nu ne formalizăm, murim cu zile. Murim cu zile. Aș dori în seara aceasta să aduc în fața voastră câteva gânduri ale Scripturii și dacă nu e cu supărare, să le citim și să mai învățăm câte ceva. Și să știți că îi spuneam unui frate, acum în pauză, că la urmă urmei și dacă vă supărați, ce contează? Trebuie să vă treacă. Că dacă nu vă trece, n-ajungeți în ceruri. Da. În Epistola a doua lui Pavel către Timotei, la capitolul 2, citesc versetul 14 până la 17 sau pe aici pe undeva mă opresc. Zice așa. Timotee, adu-le aminte de aceste lucruri și roagă-i fierbinte înaintea lui Dumnezeu să se ferească de certurile de cuvinte care nu duc la alt folos decât la pieirea celor ce le ascultă. Timotee, caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine și care împarte drept cuvântul adevărului. Ferește-te de vorbăriile goale și lumești, căci cei ce le țin vor înainta tot mai mult în necinstirea lui Dumnezeu. Amin. Ei, aveți curajul să citiți versetele astea așa cum scrise? Să uitați orice fel de explicație și să le citiți. Da. Pasajul acesta insinuează că la biserică sunt oameni care trăiesc numai pentru certuri de cuvinte. Stați liniștiți că nu e vorba de mine, de alții. Pasajul acesta insinuează că la biserică sunt oameni care fac lucruri care n-aduc folos decât pentru pieirea celor cărora li se fac. Adică e jenant pasajul acesta. În seara aceasta, dragii mei, vreau să vă vorbesc despre o diferență. Diferența dintre drept și drept. Repet. Diferența dintre drept și drept.
Nu e nicio diferență. Poate nu, poate da. Istoria existenței mele e foarte ciudată. Nu știu de ce. Probabil că la fiecare dintre lui are o istorie ciudată, da? La mine a fost așa că exact ce m-a tăiat capul în viață, aia am făcut. Din cauza aceasta, știu foarte multe meserii pe care le-am practicat. Adică am fost croitor și sunt. Linia de haine, de rochii ale soției mele sunt linie de design comanin. A, nu e înscris în casă, este o altă problemă. Da. Sunt liniile de paltoane pe care le port și pe care le criticați, sunt design conceput de mine, nu găsiți nicăieri. Croitorie, zidărie, cojocărie, dulgherie. Am fost sculptor la Arta Mobilă, la Târgu Mureș, am sculptat câțiva ani. Poate ați văzut frunze din alea mari, cioplite, de culoare maro. Și în coadă au niște cercuri concentrice. Dacă găsiți pe vreuna în care ultimul cerc nu-i cerc, ci e C, aia e cioplită de mine. Luați-o, că după ce mor eu costă grăză de bani. Adică e o investiție serioasă. Da. Da. Și într-o zi, fratele meu mai mic s-a gândit să-și facă o casă. Dar acum, de unde să-și găsească meșter și cum? Ce meșterul ăla? Să fac eu casă. Păi cum o faci? O fac eu. Ce, mergem la meșter? Zic, tu ești dârloaga mea și eu-s meșter. Și ne-am apucat să facem casa, fratele meu. Nu cocioabă, casă, casă. Și cum eram eu când am fost copil și am umblat prin toate locurile și am văzut oamenii cam cum fac, eu întotdeauna că vorbeam la lecțiune că înțelepciunea strigă pe garduri, peste tot. De exemplu, meseria de pus pavaje, am învățat-o în două după amiezi, când nu m-am dus acasă până seara la 8, și m-a bătut mama de mi-o sări capacele. În Reghin, unde umblam la școală, s-a pietruit un deal cu piatră cubică, de-asta cioplită din munte. Și mie așa îmi plăcea cum îi vedeau pe ăștia cum lucrează, că am ieșit de la ore pe la 12, m-am pus pe margine turcește și nu mi-a fost nici foame, nici sete, m-am uitat până seara, 8 ore la meșter, cum își căuta pietrele, cum le bătea cu ciocanul de cauciuc, cum le punea în formă de semicer, ca și luna, frumos, cum le întâlnea. Și când am ajuns aseară acasă, mama o bătaie soră cu moartea. Nu, cum să-i spun că am fost ucenic la pavaj de drum, n-aveam cum să-i spun. Nu am spus nimic. A doua zi, încă o tură din asta și de atunci știu să pun pavaj. Și cum am văzut de pe alții lucrând, am așezat cărămizile ca să fac colțul, să nu se desfacă zidul. Și mă uitam cu ochiul și făceam colțul. Și după ce faci colțul, după aceea unești colțurile, cei care lucrați în construcție tradițională, știți că după ce ai făcut colțurile drepte, unești cu zid, lași geamurile, ușile și mai departe. Și am zidit până aici, că m-am făcut schelă, mă rog, și zideam mai departe. Pe drum, mă uitam cu ochiul și era drept. Pe drum trecea un om din sat și mă cunoștea așa. Eram în sate cunoști oamenii și eram așa și un copil, mă mai îndrăgeau oamenii, nu toți. Așa, și trece pe drum și el așa mergând, zice, Iacobe, ce vezi că te duci într-o parte cu stâlpul. Și s-a dus. Și eu de sus acolo mă uit, mă stâlpul drept, nu. Dar după ce s-a dus el, că mi-a fost rușine, m-am coborât și m-am dus unde era el. În drum și m-am uitat. Și stâlpul era așa. Și m-am dus repede înapoi, l-am stricat până la nivelul de unde am început să-l simt și l-am uitat. Asta vă zic că există diferență între drept și drept. Și diferența o dă locul de unde te uiți. Ce zici? În seara aceasta vreau să vă vorbesc despre diferența dintre drept și drept.
Aici unde stai tu, la toate lucrurile la care te uiți, sau aproape toate, ești drept. Dacă, de exemplu, trebuie să-l minți pe un client de-al tău, îl minți cu sfințenie. Așa să-mi ajute Dumnezeu, dacă nu e așa. Și după ce plece acasă, zice, mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ajutat. Că de nu, săptămâna asta n-aveam de lucru. Nu? Și să o cofești că a fost un lucru trept. Cunosc oameni care se rugau la Dumnezeu înainte să meargă să fure. Nu glumesc. Și în rugăciune aveau și următoarea expresie. Să mă păzești, Doamne, de vreo ispită. Mergea și fura. Și ajungea acasă. Și când ajungea acasă, fura de la IPL Reghin. Căpriori, vă rog, lemn, cherestea. Și când ajungea acasă, punea a doua oară pe genunchi și mulțumea la Dumnezeu că l-a ajutat. Și omul așa credea. De acolo de unde era, el era... Era drept. Dar știți de ce era drept? Pentru că omul ăla, cu 30 de ani înainte, au venit niște activiști de la partid de la el, i-au luat vacile, i-au luat cai, i-au luat boi, i-au luat locul, i-au luat tot! Și acum el în mintea lui zicea că încet, încet își mai fură câte ceva înapoi. Și zicea el, de fapt, nu fur, eu îmi iau lucrurile care mi le-au luat înapoi, că s-a făcut colectivizare. În capul lui era, era drept, dar e diferență între drept și drept. Pentru că Dumnezeu când se uita de sus, bă, ce face pocăitul ăsta, mă? Se roagă să-l ajut să fure? Și l-a ascultat și, da, mă, asta se roagă. Dar el nu știe că pe cezarul Ceaușescu l-am pus eu. Voi știți asta? Ce fiți? Deschide Sfânta Scriptură în Roman 13 și ce fiți? Orice stăpânire este pusă de cine? Cum? Dumnezeu. Și cine nu se supune stăpânirii, nu se supune cui? Dumnezeu. Și ea e pusă ca să țină în mână ce? Sabia. Ca dacă tu miști greșit, ea să facă ce? Să te gătuiască. Eh, nu? Și atunci tu treci pe cealaltă cale a descurcărețului. Iubiții mei, frații, scumpii mei oameni, este o diferență ca între viață și moarte, între drept și drept. Și aici, în Sfânta Scriptură, care aici vreau să ajung, Scriptura dă o poruncă sau zice ca și cum să împarți drept cuvântul lui Dumnezeu. Voi cum credeți? Împărțiți drept cuvântul lui Dumnezeu? Cum simțiți voi așa? Hai să vă spun, iertați-mă că-mi permis să intru în sufletul vostru, dar mai am o jumătate de oră și plec. Să vă spun cum împărțiți voi cuvântul lui Dumnezeu. Orice verset care blastămă, orice verset care cheamă mânia lui Dumnezeu, orice declarație care ziceam să vă împrăști peste tot sau să crape inima în voi, este pentru iudei. Orice verset care spune mă voi îndura, orice verset care spune vă voi strânge din nou, orice verset care spune vă voi strânge la mine și veți fi niște stâlbe, e pentru noi. Nu așa am părțit cuvântul. Aveți grijă ce ziceți că se notează. Orice verset care vorbește despre apostazie, orice verset care vorbește despre cei ce se depărtează de Dumnezeu, orice verset care vorbește despre cei care vor fi împotrivitorul lui Dumnezeu, e pentru Papa.
Orice verset despre cei care vor rezista în persecuție, orice verset despre cei care vor fi tari în credință, și orice verset care vorbește despre eroi lui Dumnezeu, e pentru voi. Și acum eu vă întreb, cine v-a dat drept liniarul ăsta ca să împărțiți voi așa Scriptura? Cine? Nu sunteți cam reformulez. N-aveți cumva cam păreri prea importante despre voi? Aici zice așa. Să împarți drept. Și tu în lumea ta strântă, cum zice Eminescu, tu zici că lucrul ăsta îl faci drept. Dar ia du-te în locul de unde se uită Dumnezeu să vezi e drept. S-ar putea să ajungi la concluzia la care am ajuns eu. A trebuit imea să dărâm tot stâlpul până aproape jos ca să-l fac drept. Cum se vedea de acolo, nu de unde îl vedeam eu. Dar ca să faci lucrul ăsta, îți trebuie dragoste de Dumnezeu și tu n-ai. Ca să faci lucrul ăsta, îți trebuie frică și spaimă de Dumnezeu și tu n-ai. Ca să faci lucrul acesta, îți trebuie să iubești lucrurile în felul în care le iubește Dumnezeu și tu nu le iubești. Dragul meu, nu mai sta în ceară. Nu te ascunzi după perdele, că nu folosește la nimic. Ieși în față! Ieși în față ca să observi ce diferență mare este între drept și drept. Și că dreptul pe care îl vezi tu din zona unde ești este un strâmb care duce în mod absolut la moarte. Și știi cine te salvează? Nimeni. Absolut nimeni. Și zice aici cuvântul așa. Adu-le aminte. Adu-le aminte de aceste lucruri și roagă-i fierbinte înaintea lui Dumnezeu să se ferească de certurile de cuvinte care n-au niciun alt folos decât la pieirea celor ce ascultă. Și adu-le aminte și fă lucrurile acestea pentru ca tu să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat care împarte drept cuvântul lui Dumnezeu. Nu știu dacă cunoașteți cum împart evreii drept. Mai o foaie. Am găsit aici. Scuzați-mă că vă arăt, pentru că așa o să le țineți. Să vedeți cum împart evreii drept. Și poate că asta vă ajută și pe voi. Unii poate faceți în mod inconștient. Pentru că, dragii mei, aici vorbim despre cuvântul lui Dumnezeu, nu ale noastre. Și cei care nu facem diferența între drept și drept, ne îndepărtăm irevocabil de Dumnezeu. Sper să ajungeți ca să înțelegeți. Da? Așa împarte evreul drept sau frățește. Zice, dragul meu, zice, uite, una ție și una mie. Două ție și una două mie. Trei ție și una, două, trei mie. Și în cinci minute unul n-are nimic și unul are totul. Și el când vorbește, zice că e drept. Așa și eu cu tine, dragul meu. Când e vorba de binecuvântări, zicem un pic la ceilalți creștini și un pic mie. Încă un pic lui și după aia nu știu de câte ori mie. Și ne-am pomenit în câțiva zeci de ani că toate binecuvântările din cuvântul lui Dumnezeu sunt pentru noi și toate blestemele sunt pentru alții. E drept.
E drept? Nu. Ba, e drept. Dar acum ajungem la o altă problemă. Venim un pic mai acasă. Nu știu câți dintre voi cunoașteți proverbul cine împarte, parte își face. Îl știți, nu? Și ce știți voi că înseamnă proverbul ăsta? Că dacă ai tortul și îl împarți, partea ta este cum? Mai mare. E drept? E drept? Dar de ce vi-e frică să ziceți? Nu e așa că dacă este în biserica asta vreun copil obraznic, e a celeilalte sore, nu al tău. Nu e așa? Dacă este aici vreun copil, vreun băiat care e rău, Doamne ferește, nu e al tău, că e al fratelui tău. Și dacă este aici vreun copil care a trăit prins așa de moațe și scuturat, e al lui sora aia care niciodată nu are grijă de el. Nu e al tău! Așa împarți tu cuvântul lui Dumnezeu și că îl împarți așa nu e nicio problemă. Doar trăim într-o societate democratică. Dar știți unde e problema? Tu vrei ca în urma acestui mod de a împărți să fie apreciat de Dumnezeu. Ei, să nu uiți, tu ești blestemat de Dumnezeu, nu apreciat. Știi de ce? Pentru că cine împarte așa cuvântul lui Dumnezeu, batjocorește pe Dumnezeu. Zice așa Sfânta Scriptură în Epistola lui Pavel către Romani. Tu zici că ești adventist și bine zici. Tu zici că te rezem pe legea mea sfântă și bine zici. Dar tu care ești adventist și tu care zici că te rezem pe legea mea și împarți drept cuvântul lui Dumnezeu, cum să face că tu care zici să nu furi, furi! Tu care zici să nu minți, minți! Tu care zici să nu curvești, curvești! Tu care zici să nu ucizi, ucizi! Și tipul acesta de a împărți cuvântul lui Dumnezeu, un tip mărșav, face ca numele meu să fie batjocorit între neamuri! Hă? Știai? Poate că știai. A te interesează? Poate că te interesează. E cu folos? Dragii mei frați, dacă nu faci deosebirea între drept și drept, nu te vei întâlni niciodată cu Dumnezeu. Sunt chemat mereu, destul de des, sau prea des deja, în centre universitare, la întâlniri de tineret, mă rog. Și, nu, băieții și fetele cu problemele lor și, mă rog, este câte o fată și aici poate transmit ceva mamelor de fete, că nu se mai poate mărita. Și mă întreabă că oare de ce și cum și ce. Și zic că, tu copilă, ieși în piață. Pentru că mama ta și tatăl tău te-a mințit de când te-ai născut. Ți-a spus că ești cea mai frumoasă fată. Și spunându-ți asta de mică, tu nici nu-ți dai seama. Dar în subconștientul tău, pentru că acum ești mare și gândești, te uiți care este feciorul în jurul căruia ca muștele toate fetele stau pentru că e VIP. Și când l-ai văzut,
Tu zici, ăsta e pentru mine pentru că eu sunt cea mai frumoasă. Și începi să te așezi în zona lui de influență. Și vezi că e dur cu tine și te elimină. Și tu zici, nu el, e vreuna care îmi bagă strâmbe. Și iar te bași cumva, sub haine, cumva, să... și el te bajucurește, zici, nu-l interesează. Și nu el îi devină măsa. Și cauți vinovați. Dar tu nu vrei să afli ce valoare ai. Ieși în piață și vezi care băiat se uită la tine. Păi frate, cum am? Așa s-o uita la mine unul, da? Ferească-te Dumnezeu cum arăta. Păi da, frate, da. De valoare asta ești. Poate că există o excepție sau două. Dar dacă 3-4 din aceeași categorie, mai nu știu cum, se uită la tine, ăsta-ți prețul. Și acum tu ai de ales. Ori te cobori la prețul ăsta, ori rămâi pe veci. Ce ești? Scuzați-mă, fetele. Dar așa e, să știți. Așa. Când vine primul tren, mai cu jumate de gură zi, du-te bă-n treaba ta. Dar la al doilea să nu mai zici de fiecare dată. Că al treilea nu mai vine. Și apoi să vezi tu cum, cu babele, cum stai și plâi și... E verit ce mai faci. Da. Da. Vezi? Ce diferență este cum vezi de unde ești tu și cum vezi de unde se uită ca să se vadă. Și aici Dumnezeu este foarte atent când transmite prin Timotei pentru veacuri această poruncă. Împarte drept cuvântul Domnului. Da. Iar când împarți ceva, fii drept cu tine. Ia Scriptura aceasta și ia din cârca papei toate versetele care îi le citești și citește-ți-le ție! Ia din cârca lumii acesteia toate versetele pe care îi le citești și citește-ți-le ție! Să vezi dacă ești corect cu tine, mai poți dormi noaptea! Pentru că tu ai fost chemat de către Dumnezeu să faci diferență între drept și drept. Să împarți drept cuvântul lui Dumnezeu cum se vede de la El, nu cum vrei să-L vezi tu. Eram acasă cu copiii, cu soția mea. Acum copiii mi-au plecat de acasă, mă rog, dar legile au rămas. Și aveam sticla cu apă pe masă, mă rog, și... Fiecare copil, lua și bea, băi, nu se mai poate, sunt pahare, sunt căi, băgăm lege. Așa era în casă, la noi, mă rog, nu știu de bine sau rău. Ce lege? Că m-am adunat Consiliul de Familie, domnule, cine bea din sticlă direct, trebuie să ia o pereapsă. Bun, ce pereapsă? 10 buburnace peste masă. Gata. Și s-a dat legea. Știți cine a luat cele mai multe buburnace peste masă? Eu. Bă, și așa îmi dădeau copiii de, uite, așa îmi juca nasul când mi-e de mare și strâng, uite, așa făceam. Și bă, dar mai încet, tata, legea e lege. Deși aș fi putut să zic, mucosule, care de aici, pe un curci. Ei, dar faci odată așa de două ori și după aia, zice și tata că e alții. Exact. Așa faci tu cu oamenii ceilalți. Faci legile pentru ei. Nu pentru tine, pentru că tu împarți mincinos cuvântul lui Dumnezeu. De ce? Nu te interesează mântuirea? Nu vrei să te împaci cu Dumnezeu? Ești tată și vrei băiatul să-ți fie nu știu cât de pocăit. Tu crezi că El nu te vede?
vrei să poarte nu știu de care pantaloni. Tu crezi că el nu vede cu ce pantaloni umbli tu? Da? Ești mamă și vrei să-ți fie fiica nu știu cum. Tu crezi că fiica ta când era de un an, doi, trei, patru, nu te vedea pe tine ce faci în fața oglinzii în baie? Te vedea. Și avea un singur vis. Să vină ziua când să fac ce face mama. Și acum vii la mine și zici, frate pastor, te rog frumos, roagă-te la Dumnezeu pentru copila mea. Dar vei ce să mă rog, soră? N-am altceva mai bun de făcut? Eram într-o localitate în țară, nu pot să dau foarte de multe detalii, și l-am predicat cum predic aici și am stat la ușă, am salutat oamenii și la un moment dat se oprește o soră lângă mine, mai în vârstă, așa. Pacea Domnului, frate Coma, pacea Domnului, ce bine că mă întâlnesc cu dumneavoastră. Mă bucur. Am și eu o fată la dumneata la facultate, studenta dumitare. Ajută-mă să mai fac ceva din ea, că nu mai pot să fac nimic. Dar de ce, sora? Păi zice, să vezi cum se îmbracă, să vezi cum se vopsește, să vezi cum e părul. Nu mai birui. Și eu, cum sunt așa mai necanonic, mă uit la femeia, se uita în ochii mei ca la Dumnezeu și lăcrima, și zic, sora dragă, fata dumitale lucrează sau e numai la facultate? Nu lucrează, e numai la facultate. Și cine-i dă bani? Păi, eu și cu taicuțul. Și pentru ce-i dai banii? Păi scuză-mă, tine. Băiatul meu are 28 de ani. 27. Și ora la, când am plinit 18 ani, toată autoritatea de bărbat i-am dat-o înapoi și poate să hotărască orice în viață fără să mă consulte pe mine. Dar și în aceste condiții, dacă eu îi dau ceva și am spus o vorbă, păi nu trece peste ea nici dacă îl taie creierul. Fica mea are 21 de ani și este studentă în Viena. Singură. De 3 ani. Și banii îi dau câți am, care poate să-i cheltuie cum vrea ea. Dar dacă ea cheltuie un ban, încât să mă supere pe mine, ea mai bine fuge din țară. Și stai în bine. Păi dacă nu vrei să faci distinție între drept și drept, păi e ceea ce vrei tu. Soția mea este medic. Din mila ei trăiesc, pentru că salariul meu de păstor este așa cum este. Și din mila ei trăiesc. Și ea câștigă de 2 sau de 3 ori mai mult decât mine. Dar soția mea nu-și cumpără un ciorap fără să nu-mi spună. Nu că se teme de mine, eu mă tem de ea. Dar nu se poate dacă discuți despre drept. Păi dacă la ciorap, la pantalon sau la bluziță, lucrurile ar trebui să stea așa, te întreb, sfântule de pe pământul acesta, cum ar trebui să fiu eu și tu când discutăm despre împărțirea cuvântului lui Dumnezeu? Și zice aici așa, caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine și care împarte drept cuvântul lui Dumnezeu. Nu? Dacă vine la tine un frate care e necăjit, tu îl cunoști și îi cunoști bine familia și nevastă s-a-l bate. Nu râdeți? Deci eu cunosc câțiva frați, așa îi bate nevastă s-a de Iusuca.
Și vine la tine și se plânge și de nu mai pot, e violență în familie, violență domestică. Și zice, păi nu mai pot și bă, m-am gândit să mă despart. Tu ce zici? Bă, în sfârșit ți-o vin mintea la cap. Ai stat cu vaca aia atâția ani. Nu? Așa îi zici. De ce? Pentru că tu împarți drept cuvântul Domnului. Nu se poate, bă, cunosc familia în fiecare zi, îl bate de umflă, nu se poate, bă, să trăiești într-o casă din asta, nu se poate. Și de acolo de unde ești tu, e drept. Dar ia du-te tu de acolo de unde se uită Dumnezeu, vezi, e drept ce ai spus. Problema sau zidul care mă blochează pe mine și pe tine, să nu dăm de Dumnezeu. Catapiteazma aceasta, sau nu știu cum să-i zic, care ne încurcă și ne tot încălcim prin ea și ne învârtim și parcă ieșim, parcă nu ieșim, parcă ne încurcăm mai tare și nu putem nici cum să dăm de Sfântul lui Israel. Se datorează faptului că noi ne-am dezobișnuit să ne împărțim nouă corect cuvântul lui Dumnezeu. Noi știm să dăm cele 10 porunci altora. Noi nu ne mai trebuie, ne lehamite. Noi știm să dăm fericirile altora, noi știm să dăm sănătatea altora. Seminarii și seminarii și doctori peste doctori și filosofii peste filosofii, cum să trăiască alții sănătoși. Și când vin în casă la tine, uite așa stă taurul cu 3 litri de ulei pe el și dă-i să meargă. Dar la ălălalt îi spui că are probleme cu colesterolul, cu inima, cu tare, că tu împarți cuvântul Domnului. Drept! Dar e diferență între drept și drept. Nu? Exagerez! Ai văzut? Și atunci zice Dumnezeu drăguțul de el, că din pricina voastră este batjocorit numele meu. Unde? Între neamuri. Da. Am o întrebare, frații mei. Până când? Dacă nu noi trebuie să fim cei care să ne formalizăm, atunci cine? Și dacă nu acum, atunci cum? Da, să vă spun ceva. Vă puteți proteja spunând, a, ăsta vorbește nesimțit. Nu vezi ce jargoane folosește de la un von? Se cuvine la un pastor, așa ceva? Și vă puteți ascunde după declarații de genul ăsta. Dar să nu uitați, de Dumnezeu nu vă puteți ascunde. Și să nu mai uitați încă ceva. Dacă din seara aceasta nu începeți să vă împărțiți drept cuvântul Domnului, îi jale de voi. Și zice așa, ferește-te de vorbările goale și lumești. Căci cei ce le țin vor înainta tot mai mult în ce? În ce? În a fi curve. În necinstirea lui Dumnezeu. Și Sfânta Scriptură așa numește pe creștinii care necinstesc pe Dumnezeu în flagrant. Așa numește. Ei, asta se va întâmpla cu mine și asta se va întâmpla cu voi dacă nu împărțim drept cuvântul lui Dumnezeu.
O întrebare și trebuie să închei tot timpul la trecut. Ce e de făcut? Ce e de făcut? Voi ce ziceți? Ce e de făcut? Să ne pocăim. Da. Aceea. Să ne pocăim. Păi nu ne-am pocăit. Nu? Ce e de făcut? Aș vrea, în încheiere, să vă spun câteva lucruri pentru cei ce sunteți interesați cu privire la ce e de făcut. Unu. Dați-i crezare lui Dumnezeu în mod absolut. Ce înseamnă asta? Dacă în Biblie scrie că Dumnezeu urăște, Dumnezeu urăște. El a scris. Dacă în Biblie scrie că Dumnezeu, când se uită la noi, îl umflă râsul și ne batjocorește, nu pune întrebarea, cum mă, Dumnezeu poate batjocori? Nu. Ci zic, da, Dumnezeu batjocorește. Dă crezare absolută cuvântului Lui. Dacă refuzi să faci lucrul acesta, niciodată nu vei împărți drept cuvântul lui Dumnezeu. Și când îl găsești pe Dumnezeu undeva că urăște, și când îl găsești pe Dumnezeu undeva că batjocorește, pune-ți întrebarea, Doamne, nu cumva eu sunt cel pe care mă batjocorești? Ajută-mă să ies din situația asta! Doamne, nu sunt eu cumva cel pe care când mă vezi te umflă râsul? Dacă eu sunt, ajută-mă să ies din situația aceasta! Până nu dai crezare cuvântului lui Dumnezeu, sau credit în mod absolut, n-ai cum să împarți corect cuvântul lui Dumnezeu. Cu, ce știu, vreo 10, 15 ani în urmă, nu mai știu cât, poate chiar cunoașteți cazul, voi da cât mai puține detalii, pentru ca să nu reperați despre cine este vorba, o familie tânără de adventiști, ce știu, așa cum un copil, o fetiță, cum e băiatul ăsta cu galbe, au avut un necaz și le-a murit fetița. Și familia aceasta era la vreo 400 de kilometri de unde locuiesc eu. Și când au văzut că le-a murit fetița, a zis, s-a terminat. Nu există Dumnezeu. Era familie de adventiști. Nu, dacă ar exista Dumnezeu, nu se poate să facă așa ceva. Unde a fost când a murit fetița noastră? Nu. Și pastorul de acolo, frații de acolo, au tot vorbit cu ei, i-au consiliat cât am putut, mă rog. Nu cunosc prin ce împrejurări a intrat în ecuația bârfelor de acolo numele meu. Și mă sună un frate de acolo și face domnul fratele comandat. Și uite, avem aici un necaz așa, așa și oamenii aceștia ar dori să vorbească cu dumneavoastră. Da, cu toată dragoste. Păi și când se vedem? Când vreți voi, mă sunați, vă aștept acasă și veniți. Și într-o zi bate la ușă și intră la mine în casă un bărbat tânăr, o femeie tânără, negri de necaz și supărat, cu omul ăsta care i-a adus. Și când, de la ușă, așa când ne-am văzut, am zis, bună ziua, bine ați venit, putem să povestim orice, dar dacă vreți să vorbim despre Scripturi, atunci ați nimerit bine. Dacă vreți să vorbim povești, atunci puteți pleca. Mă rog, au îndurat
acest duș, prin duș rece, au intrat în casă, s-au făcut frumos, au stat și prima întrebare, așa incisivă și s-a pus cum bagi un pumnal, înficat așa și îl întorci. Zice, pastore, unde a fost Dumnezeu când a murit copila mea de 5 ani sau cât avea? A vrut cum mă impresionează. Și zic, eu vă răspund, n-am nicio îndoială, știu unde a fost. Unde a fost? Acolo Dumnezeu a omorât-o! Și a înghețat inima ei și o mângă cu care a venit. Pentru că numai voi ați învățat că Satana omoară. Viață dă și ea numai cine o are. E așa că un pic te încălzești? Și poate că ai fi vrut în după amiaza asta să fie altcineva aici? Ei, ca să împarți cuvântul drept cu tine, e mare lucru. Acum 3 luni și un pic, era mama mea la mine, mama are 79 de ani, aproape 80, și tatăl meu are aproape 90. Și poate unii ați auzit ce urmează să zic în câteva cuvinte. Și într-o zi era mama mea la mine și mă roagă să vorbească cu Lia la telefon, Lia fiind de gardă, soția mea. Îi informez numărul, îi dau să vorbească, vorbește cu Lia, mă rog, nici nu mă interesa ce vorbește. Pe urmă mama termină, se ia cu fratele meu și cu cumnată, ne-a sărit pe mașină și pleacă. Nici n-au ieșit din casă că sună telefonul. Când mă uit, mă sună nevastă mea. Și plângea la telefon. Ce ai tu, mămuța? Așa, vezi mie, ce-i cu tine? Păi cum ce-i cu mine? Păi tu știi ce-i cu Marta? Păi ce-i cu mine? Păi mai cât are cancer, gradul 4, la sân. Lasă-mă la mare, cum să aibă? Păi cum mi-a spus la telefon? Păi bine, băi, mama cu 7 clase, ți-o spus ție care cancer de gradul la... Băi, tu n-auzi, îmi spune ea. M-am prăbușit. Adică când i-a spus simptomele, că i s-a retras fârcul, deja i-a intrat înapoi înăuntru și toate astea, nu mai era chestie măruntă. După ce a venit din gard, am întrebat-o încă o dată, am discutat, am aflat exact ce este, m-am urcat în mașină și m-am zis la mama acasă. Și zic, mama, am câteva lucruri să-ți spun. E mama mea. Ea m-a născut. Dar zic, pentru dumneata cozonacul, s-a terminat. Asta cum vine, dragul? Vei muri. Ca și copilul al dumneitale și ca omul lui Dumnezeu, am următoarele sfaturi. 1. Dacă mai ai ceva de pus în ordine, pune până poți umbla pe picioare. Și 2. Rezolvă-ți problemele cu Dumnezeu. Din păcate, sunt profesor universitar și fiica ta pe care ți-am dorit-o, Eulia, este medic, doctor în științe medicale. Dar nici eu și nici ea nu te putem ajuta cu nimic. Păi lasă-mi o întrebare. Credeți că mi-a fost ușor să-i spun mamei asta? Păi cum simțiți așa? Am crezut că pățesc ceva. Am crezut că mă prăbușesc în sufletul meu și nu mai pot ieși niciodată afară. Să-i spun mamei mele aceste cuvinte. Dar, dacă te uiți în Sfânta Scriptură,
era un om pe care Dumnezeu îl iubea mai mult decât o iubesc eu pe mama. Și l-a chemat pe prorocul Isaia și a zis, du-te până la prietenul meu, care de când s-a născut și până acum, la 50 de ani, n-a făcut nici un păcat. Și prorocul Isaia a zis, mă duc, Doamne, și ce să-i spun? Zi așa, să-și aranjeze prin casă, să-și facă testamentele, să împartă lucrurile, că va. Scumpii mei oameni, voi puteți rămâne exact cum sunteți. Nu se face gaură nici în cer, nici în pământ. Voi puteți să rămâneți exact cum sunteți. Nu va tuna și nu va fulgera nici mai mult, nici mai puțin cât a fost până acum. Pentru că spune cartea prorocului Isaia că Dumnezeu a ales să tacă și tace de multă vreme, din cauza asta eu și tu nu mă mai tem de El. Așa scrie. Da! Dacă este cineva aici care poate să depășească limbajul meu corporal, dacă este cineva aici care poate să depășească franchețea în care încerc să vă spun ceva din partea lui Dumnezeu, dacă este aici cineva care poate să facă abstracție de existența mea controversată și bârfită pe la toate colțurile, în toate felurile, și vrea să-L întâlnească pe Dumnezeu, să ia cuvântul acesta și să-și-L împartă drept și apoi să-L dea și altora drept. Pentru că altfel e jale. Și-L aveți model pe Hristos, care și-a împărțit cuvântul drept. S-a pus pe cruce și a murit. Așa era cuvântul pentru El. Și la fel de drept l-a împărțit și celorlalți. La cine a trebuit să-i zică nebun? Nebun, i-a zis. La cine a trebuit să-i zică orb? Orb, i-a zis. La cine a trebuit să-i zică fățarnic? Fățarnic, i-a zis. La fiecare i-a împărțit drept cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta, dragii mei, este cea mai înaltă eleganță duhovnicească. Dragi fete și dragi băieți, luați cartea aceasta și împărțiți-vă drept cuvântul lui Dumnezeu. Și veți fi niște femei de invidiat. Și veți fi niște bărbați de invidiat. Dacă nu, veți îngroșa rândurile oamenilor care se duc la prăpăd. Și nu o să aveți nici fericire și nici mântuire. Iar dacă vă veți împărți drept cuvântul lui Dumnezeu pentru voi, veți avea și fericire aici pe pământ și și mântuire. Asta înseamnă să faci diferență între drept și drept. Dumnezeu să vă ajute. Amin.